Fac eu cinste dacă vreți, scris foarte clar, dar hai să ne uităm la ingrediente de care este. Cofeină. Primul ingredient la care m-am uitat aici sunt glucidele. Ia să mă mai uităm așa la fibre proteine, așa, dar hai să uităm la lista asta lungă. E scrisă foarte clar. Apă de oxid de carbon, sirop de fructoză din porumb. Vreau să vă spun așa. Consumatorii americani duc un adevărat război împotriva fructozei din porumb. Acolo dacă are ceva, așa sub, ceva nu-i place lor. Intrați pe internet și o să vedeți. Este un război total. Mergem mai departe. Zahăr colorant, caramel. Caramelul, acest colorant, nu-i chiar așa de periculos. Sub concentrat din lămâie, dar vedem cât. 0,129, cifra e scrisă lung, ca spar mare. Dar dacă tu îți iei, practic, 0,1%, 0,12%, nici măcar 1% nu-i. Dar el spune că are lămâie. Atenție, nu discutăm despre produs anume. Așa, dacă filmați, nu băgați treaba cu asta, n-am zis-o eu. Așa. Ce mai are aici? Arom acidifiant, acidul fosforic. Acidul fosforic este, se spune că este roade într-un mod extraordinar. De aceea, unele dintre băuturile acestea răcoritoare sunt folosite cu post de ruginol. Sper bine rugina de pe mașină, cu asta se duce. Acidul fosforic acționează. Gândiți-vă că el poate... Acționează foarte eficient. Așa! Citrații, corector de aciditate, adică dacă îți maschează efectul acidului fosforic. Se spune așa, dacă ai atâta zahăr și n-ai avea corectorii de aciditate, când bei o asemenea băutură, asta n-are încă chiar așa de mult. Vomiți. Nu poți să înghiți zahărul respectiv pentru că îți face rău. Și atunci îi bagă corectorii în așa fel încât să-ți blocheze, în așa fel încât să-ți blocheze reacția organismului și să-l înghiți, să zici că e foarte bun. Concept benzoatul. Când văd benzoat, atenție, vânați benzoatul pe toate răcoritoarele. Este cancerigen. Nu am găsit decât o singură băutură răcoritoare. Nu am găsit decât o singură băutură răcoritoare fără benzoat. Spune albă, din color. În rest, toate au benzoat. Nu știu la ce bani. Se ține mult. Benzoat. Uitați-vă, căutați pe internet. Cine e cancerigen? Mie nu spune cât. Ce nu spune cât benzoat? Am zis, vreau să știu, băi, tot e băgat o otravă, dar măcar știu cât. Și cafeină. Cafeină din cafea. Asta este. Am făcut o probă cu o altă băutură răcoritoare, care avea ceva mai mult zahăr și i-am calculat cantitatea de zahăr. Este foarte periculos zahărul, dacă bei prea mult. Pentru că, normal, zaharurile sunt bune pentru organism, dar glucidele cu digestii lent, așa se spune. Gen cereale integrale, gen astea care, cartofii, copți, să zicem, dar glucidele cu acțiune rapidă, cum e zahărul gata rafinat, alb, zahărul alb, este considerat la ăsta o otravă. Îți biciuiește organismul și te face pe moment să te simți bine, îți dă puțină energie, cam jumătate de oră, după aceea îți scade brusc energia și simți nevoia de a are un pic de dependență aici. Deci, vouă vă recomand, cu excepția unei petreceri, când vă vreți să vă simțiți bine la un bar și așa mai departe, consumați, că și eu permit și vorba aia, că e bun într-adevăr, dar cu măsură băuturile răcoritoare. Cam asta este și cu zahărul. Ia să vedem această. Nu zicem ce băutură este. Vreți să o analizăm și pe asta? Așa. Pachetul din gumă. Oare de mine ce văd aici. Îndulcitorii. Sunt considerați că, indiferent, că hai nu consum zahăr, dar zau îndulcitor. Eu le-a trecut toți, aspartam, cofii zaharină, cofii nu știu ce, nu sunt considerați elemente sănătoase, parcă niciun. Îți păcălesc creierul. Îți spun că în afară de unul singur, care se cheamă, știi cineva? Pentru fetele care vor să de asta, să țină dietă, se cheamă ștevie. Dar nu ștevie asta. Știi cum? Ștevie. Cum e ștevia aia verde, dar am impresia că este o... Ștevia este îndulcitorul care este socotit, este mai dulce decât zahărul, dar este socotit sănătos. Nu au apărut împotriva acestui îndulcitor, până acum nu am aflat opinii contra cardona sănătății.
Așa. În rest, tot ce este chimical, zaharina, aspartam, la ce mai fie aici, nu sunt sănători. Deci, îndulcitori. Aromă de mentă? Aromă de mentă. O fi de mentă? Nu fi de mentă? Presupun că da. Hai să-i credem de cuvânt. Xilitolul, astea dulci, sorbitolul dulce, aspartamul dulce, acesulfamul dulce, deci toate astea sunt îndulcitori chimici până acum. Cum arabic, nu știu, agent de umezire, glicerolul, n-am auzit rău din trânsul, fosfat de calciu, nu? Coloranți, aici trebuie să fim foarte atenți la coloranți. Îi spune E171, trebuie să-l vedem pe lista euro, să vedem ce cu el. Așa, le citim din soia bună. Agent, chiar foarte bun, agent de glazurare, ceapă de, nu știu ce e, așa, antioxidant, BHA-ul, trebuie să urmăriți antioxidantul ăsta, ce face. Dar spune așa, în general unde vedem mai mult de 5 euro, trebuie să fim atenți. Aici cred că am văzut 4-5. Unde vedem mai mult de 5 euro, trebuie să fim atenți. Deci asta este, tot cu moderație, dar fiind o cantitate mică la lună, nu putem spune că aceste ingrediente, într-o cantitate mică, pot să ne influențeze într-un mod decisiv existența și sănătatea noastră. Deci, ar fi plus că ei ne albesc dinții, ne fac să fim foarte... Guma ne albește dinții. Suntem... Vedeți la reclame. El nu spune că e bună la gust sau că e dulce sau chiar că îți albește dinții. Nu. Face o reclamă perversă, aș spune. Îi spune, dacă tu iei guma asta, vei zâmbi cu ceritor și toate fetele vor veni pe acolo. Dar vreau să vă spun un truc. Bicarbonatul albește la fel de bine ca și guma. Ba chiar mai bine. Bicarbonatul, acest banal bicarbonat de sodiu. Așa. Plus că tu folosești bicarbonat. A, plus că mai are și alte efecte pozitive asupra sănătății. Deci dacă vrei să cucerești, așa și așa, nu trebuie numai decât să consumi guma X sau Y. Sunt șmecheri. Asta nici nu mai discutăm. Vreți să discutăm de asta?